Bună ziua! Vă prezint în continuare, în dinamică elicoidală, mișcarea de rotație permanentă a galaxiilor, a planetelor și așa mai departe, a tuturor particulelor din Univers. Din ce cauză acestea au o dinamică elicoidală? De ce există o mișcare de spin? De ce totul se rotește? Întrebați fizicienii de ce, sau astrofizicienii, întrebați-i de ce se rotește planeta Pământ, de ce se rotește Luna, și nu veți găsi sau nu veți auzi niciun răspuns din partea lor. În fața dumneavoastră există o pompă, o bilă de ping-pong, o pompă de acvariu, da? Și un dispozitiv care generează vortexul de la chiuvetă. În acest moment i-am dat drumul sub bila de ping-pong, care are o axă, da? O scobitoare, dacă vreți, deasupra ei, da? I-am dat drumul la electropompă, care formează vortexul de la chiuvetă. Așadar, ce se întâmplă cu bila captivă, cu bila de ping-pong, da? Care plutește în fluidul, în vortexul fluidic, ce se întâmplă cu această sferă, cu această particulă, cu această planetă prinsă în vortexul de curgere elicoidală, dinamică elicoidală, după cum știți, în teorie unificată, aceasta este o dinamică elicoidală. Ce se întâmplă? Priviți, este vorba de mișcarea de rotație și atenție, nu numai rotație, da? Este o mișcare și de revoluție în mijlocul centrului acestui vortex. Există o nutație și o precesie a axei de rotație pe care astrofizicienii în acest moment nu o pot justifica, dacă vreți, cu ajutorul formulelor matematice, cu ajutorul calculelor. Priviți dinamică de rotație, de fapt este dinamică elicoidală, știți că nimic nu este rotațional, este elicoidal, da? Dinamica elicoidală care în proiecția planului luciului de apă înseamnă o dinamică circulară. În proiecție, atenție, da? Fiți atenți la mișcarea de rotație și de revoluție a planetei, respectiv poziția axei planetei. Da? În acest moment știința nu știe de ce se rotește planeta Pământ. Studiați teoria unificării a tot ce există și veți înțelege absolut orice. Vă mulțumesc!